președintele Consiliului Județean Timiș Alinica și-a spus punctul de vedere după declarația prefectului de Timiș Mihai Ritivoiu referitoare la blocarea sumelor pentru unitățile administrativ-teritoriale și pentru drumurile comunale și județene. Nu știu dacă e de la stres, de la lipsa de experiență sau din cauza altor obiceiuri preluate de la colegii de la partid, însă domnul Mihai Ritivoiu, actual prefect de Timiș, halucinează. Din păcate public, îi aminte. Se pare că învață greu și uită repede că datoria instituției prefectului este să verifice ce legalitatea actelor normative nu să împartă dreptate pesedistă stă Deciziile privind oportunitatea, criteriile modul în care se echilibrează un buget aparțin plenului Consiliului Județean Timiș, acelui plen care a votat deja cu majoritate covârșitoare de voturi propunerea mea de alocare a celor 64 de milioane destinate investițiilor locale și drumurilor. Am avut 23 de consilieri județeni pentru, și doar 10 împotrivă. Îi urez mult succes în instanță atunci când va încerca să justifice situația și sper pentru bine. Lui, să nu se răzgândească colegii din județ și totuși să-i facă o plângere penală, transmite Alinica.